Bună, suntem cu... Bună! Asociația Sportivă Toni Doboș, de Școala Sportivă Toni Doboș, Georgiana Doboș. Cum e la turneu anul acesta? Ca de obicei, impecabil, organizare impecabilă, totul a mers ceas, de la meciuri începute la ora stabilită până la, ce să zic, tot ce înseamnă organizare. Cu ce gânduri, ce target, trofeul sau... Până acum suntem în grafic, am câștigat meciuri la 2005, la 2006, urmează acum 2003-ul. Eu sper să ne... Am venit în primul rând să jucăm un fotbal de calitate, să arătăm ce facem la antrenamente și să ne punem, eu știu, în valoare copiii și evoluția copiilor pe parcursul campionatului, spre exemplu. Turneele de acest gen sunt binevenite pentru că competiția este mult mai acerbă. Participantele la genul acesta de turnee sunt echipe valoroase, echipe de elită. Eu cred că sunt un mare câștig. Eu sper să fie, să câștigăm ce se poate câștiga, dacă nu măcar experiență. Ce proiecte mai are clubul anul acesta? Mai mulți copii, mai mulți antrenori și la ce turnee mai mergeți? Da, deci am mai adus un antrenor la echipă. Participarea la cât mai multe turnee, eventual câștigarea campionatului care este în curs de desfășurare. Sigur, participarea la cât mai multe turnee și în perioada de vacanță, pentru că noi suntem cu desfășurare non-stop, inclusiv cel de la Târgu Mureș, care deja este de amploare. Am fi vrut să organizăm și noi ceva, însă am conchis că e mult mai comod și mult mai bine să mergem la turneele deja consacrate. Mulțumesc mult, Bafta! Mulțumim și noi!